Dar în cazul Elisabetei Iriza, lucrurile stau puțin diferit, pentru că toată această zestre morală pe care i-a lăsat-o, modelul acesta de curaj uman ieșit din comun și atât de puțin cunoscut de către societatea noastră și mai ales de către cea veste europeană, are încă multe de spus personalități de prim rang ale vieții noastre publice, printre care s-au numărat oameni de televiziune, filozofi, în fine, jurnaliști, au vorbit despre extraordinara forță a acestei femei, care a, am avut mulți dintre noi norocul de a o prinde încă în viață, dar... Puțină lume se gândește la faptul că acea casă cu grădina ei pot reprezenta de aici încolo un spațiu al educației, unei educații neinstituționale, neșcolare, pentru generațiile de astăzi și de mâine. Mă gândesc, fără să îndrăznesc să fac afirmații prea tăioase, dar societatea de astăzi pe întregul nostru continent european nu e cu nimic mai simplă decât societatea anilor 50 în care această femeie era torturată în închisoare. Nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Noi suntem astăzi beneficiarii unei democrații în extindere, dar această democrație nu are posibilitatea să înlocuiască. Um, altruismul, patriotismul, curajul, spiritul de răspundere, fără de care nu putem merge mai departe. Dacă în fiecare vară, primăvară și toamnă, în acest spațiu al memoriei românești s-ar perinda elevi și studenți, ar avea loc cologvii, întâlniri, mese rotunde, dialoguri de la câteva persoane până la câteva sute de persoane, această moștenire a Elisabetei Rize ar depăși pragul familiei ei și ar intra în plină societate românească și în viitorul ei pe care îl dorim cât mai puțin confuz. Pentru a putea realiza acest deziderat, proiectul prevede integrarea casei într-un ansamblu memorial care să permită o funcționare adecvată, care respectă toate normele de proiectare în vigoare. Casa urmează să fie deservită de două edificii noi, un corp administrativ, primire oaspeți și o sală multifuncțională pentru conferințe, proiecții și expoziții. Amenajarea peisageră a grădinii, am numit-o Grădina Regelui și nu întâmplător, va fi altă componentă a complexului memorial. Vom amenaja și un mic anfiteatru de vară, o zonă de șezătoare cu vatră tradițională și vom construi un foișor de observație în punctul cel mai înalt al terenului, Întreg spațiul memorial este gândit pentru a putea avea vizitatori români și străini care să aibă nu doar posibilitatea de a vizita casa încărcată de istorie în care au locuit soții Rizea, ci să se bucure de activități educative, să asiste la prelegeri sau proiecții de filme documentare, ori să beneficieze pur și simplu de un weekend muscelean tradițional. Deoarece casa soților Rizea va fi amenajată cât mai simplu și mai aproape de forma ei originală, Expoziția permanentă a casei memoriale va fi găzduită de pereții sălii multifuncționale. Ea va fi dedicată biografiei lui Gheorghe și Elisabeta Rizea cu accent pe rolul jucat de ei în sprijinirea grupului de rezistență armată condus de Tom Arnăuțoiu. Casa Elisabeta Rizea este un proiect comun al Asociației Elisabeta Rizea și al Centrului de Studii în Istorie Contemporană, un proiect de echipă. Acest proiect este sprijinit de Casa Regală României. Bogdan Vârvoreanu, Ține imaginea exterioară a complexului memorial din grădină, chiar din zona Grădinii Regelui, iar Mihai, fiul lui, ține, de fapt, arată imaginea sălii multifuncționale pentru expoziții, pentru conferințe și suntem foarte mândri că am realizat acest, acest lucru, acest proiect.